cafea și știri din business Surprise. Ce faceți prieteni, sunt Angel și astăzi vom vedea ce știri au mai apărut din întreaga lume. Ați auzit de Squid Game, acel serial care a făcut vulvă peste tot, s-a făcut și o criptomonedă, de fapt nu un monedă, un token. A scăzut în două minute, într-un minut, bang, 90% din valoare și există și videouri pe net și practic termenul se cheamă rug pull și este practic un fel în care cei care au creat moneda au reușit să plece cu banii. Practic dacă tu investeai în acel token, ei fi pierdut pe toți în termen de un minut sau câteva secunde. Era un video în care un tip pe YouTube era live și vorbea el nu știu ce și deodată a întors capul, când a întors, bang, a căzut o lumânare mare. Și cam asta a fost. Deci asta este o lecție pentru care nu ar trebui chiar așa să mergi cu hype-ul, să zicem așa, pentru că tot timpul vezi în fiecare zi o monedă crește 800%, 500% și așa mai departe, dar tot acest mare plus vine și cu un mare risc și un mare posibil minus cum se și întâmplă de foarte multe ori. Și băieții, făcut un pic de hype, au făcut ceva bănuți, pac și-au plecat. Și acum Binance-ul, pentru a prinde un pic de publicitate, pentru că tokenul nici măcar nu era uh, tranzacționat pe Binance, au zis că noi am făcut acolo, din asta, cum se cheamă, un grup care urmărește ce s-a întâmplat și căutăm uh, oameni responsabili ca să facem dreptate și așa mai departe. Poliția Binance. Dar uh, are așa mai mult o tehnic, o chestie de marketing, adică nu știu cât se va lupta Binance-ul acum pentru dreptatea unora care au cumpărat de pe altă platformă un token pe care ei nu l-au aprobat. Probabil ați auzit deja, Elon Musk a zis că este dispus să dea 2% din averea lui, respectiv 6 miliarde pentru a lupta împotriva foametei din lume, dacă cei care au spus, domnule David Basley cred de la UN, a spus că domnule, dacă bogați ăștia și-ar da 2% din avere, noi am rezolvat foametea din lume. Hm. Și lor Musk a zis, ok, bun, îți dau 2% din avere, hai să vedem cum rezolvi foametea din lume. Și a zis că dacă faceți un plan exact și mi-arătați, exact cum, adică nu că gătim orez și dăm la toată lumea și apoi vedem. Nu, exact cum rezolvăm această problemă cu foametea în lume, atunci eu dau acești bani. Ceea ce mi s-a părut nice. Mergem mai departe, la bursă. Nu știu dacă ați auzit de Rivian. Rivian este o companie de, de, -astea, de face mașini electrice, de fapt tracuri electrice. Aparent, dintr-un motiv sau altul, tracurile acestea sunt foarte celebre în SUA. Probabil știți, au Fordurile acestea care sunt F-150 sau, mă rog, Dodge-uri și așa mai departe și americanii sunt îndrăgostiți de aceste tracuri. La noi nu sunt foarte celebre deși am văzut că fordurile astea au început să apară pe străzi din ce în ce mai des, dar au ei o pasiune pentru genul ăsta de mașini și până acum nu este nicio mașină electrică de genul acesta și cei de la Rivian au făcut aceste tracuri și urmează să se lanseze pe bursă în curând. Termen de o săptămână, două, ceva de genul ăsta. Compania este susținută de Amazon. Amazon a cumpărat în jur de 20% din, din această companie, în ideea de a face dube speciale de delivery pentru ei. Deci, odată au susținut ideea de tracuri și au zis, bă, ok, nu mai sunt suntem de acord. Și a doua oară, din câte am înțeles, Amazon a stat 18 luni să caute o companie de la care să cumpere niște dubițe din astea de delivery electrice. Și au zis că după 18 luni de căutare și negocieri cu o grămadă de firme, am ajuns la concluzia că trebuie să ne le facem noi pe ale noastre, pentru că nu, nu eram satisfăcuți cu rezultatul. Și au cumpărat 20% din Rivian și au zis gata, noi începem să facem proiectul acesta pentru noi și aceste dubițe vor avea automat integrat Alexa și tot sistemul lor de delivery, cum ar veni care este și pe site în partea lor de spa în backing-ul lor, cum ar veni în spate, va fi direct și în mașină și, practic, curierilor le va veni foarte, foarte ușor sau mai ușor să livreze tot. Și este interesant de urmărit. De regulă noi oricum nu avem acces la IPO-uri să cumperi în primul minut în care se deschide, dar probabil va fi un clasic de genul acela, se va duce prețul în sus, apoi se va duce în jos și apoi va merge în jos o perioadă și apoi va fi un punct bun de cumpărare. Deci oricum ar fi este de urmărit pentru că este o companie cu potențial, având în vedere că deocamdată până o să scoată Fordul niște tracuri din astea mai electrice, mai interesante, deocamdată ei sunt singurii care sunt specializați pe asta. Și aparent, după cum am zis, americanii sunt rupți. Am văzut multe review-uri de astea, abia așteptăm tracul de la Rivian și așa mai departe. Acum vom vedea cât se va converti asta în comenzi, pentru că știți cum este. Dacă se face, eu cumpăr și când se face, mai stai să mai vedem cum a răzgândit. Dar o să vedem în principiu este o companie care merită urmărită. Coinbase, care a crescut foarte mult pe bursă în ultima vreme, el crește oricum cu cripto pentru că fiind un exchange, dacă lucrurile merg bine și cripto este în bull market și crește și așa mai departe, oamenii tranzacționează mai mult, cripto volumul este mai mare și atunci și ei câștigă mai mult comision și lucrurile sunt bune și prind mai mult interes. Coinbase, după cum am zis, a crescut destul de mult și aparent a achiziționat o companie pentru machine learning, pentru a-și dezvolta mai bine sistemul de AI, de 40 de milioane de dolari. Îmi place când văd o companie de fiecare dată care investește constant pentru a evolua, să zicem, pentru a și îmbunătăți tehnologia. Lucru pe care l-am văzut foarte mult la Apple. Eu nu știam, dar în ultimii în ultimii ani Apple a cumpărat în jur de 100 de companii. Am discutat asta chiar la un Business News. A cumpărat în jur de 100 de companii pentru a îmbunătăți anumite elemente din partea lor. Adică au cumpărat o companie până și pentru aplicația de vreme, dacă vă vine să credeți. Adică au găsit o companie care a zis, Bă, am inovat ceva acolo de dă vremea mai exact și au cumpărat-o tocmai asta pentru că atunci când îl întrebi tu pe Siri să zică Siri cum e vremea, el să fie mai exact. Zic, pentru că oamenii acum și sunt și pretențios, știe exact, adică la grade, să știi, dacă ți comunică trei sferturi, comunică lungă. Și aparent cei de la Coinbase, la fel, nu s-au oprit doar la această companie care se cheamă Agara, au mai achiziționat așa Zabu, apoi Bizon Trail, Skew, Trac sunt o grămadă de companii care fac diverse lucruri în zona asta de cripto, adică un blockchain node provider, crypto data aggregator, deci lucruri în... bineînțeles că doar nu ar fi cumpărat și o companie de vreme, n-ar fi avut sens, dar merg în ideea asta de a-și evolua, să zicem, de a evolua foarte mult pe partea de tehnologie pentru a ajunge lideri de piață. Deocamdată sunt acolo cu Binance, toată lumea se bate. Crypto.com am văzut că vine puternic. Când am văzut câți user are Crypto.com, am rămas șocat. Adică Crypto.com a ajuns la 221-222 de milioane de user este enorm, adică interesul în zona cripto este enorm, a crescut cel puțin în ultima vreme. Cam asta ar fi, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor. Aici avem Instagramul pentru chestii deosebite și interesante și, bineînțeles, că ne vom vedea, după cum am zis, la video următor. Pa!